Acel formular de autocunoaștere vi l-ați aplicat și dumneavoastră. Dumneavoastră, ce ați descoperit despre dumneavoastră în timpul acestui spectacol? Mi-am aplicat și mi-am dat seama că eram atât de focusată pe spectacol și pe ceea ce trebuie să fac, încât uitam eu de mine ca și creator. Adică devenise, răspunsurile pe care le aveam erau foarte, nu erau deloc personale. Erau foarte pe proces și pe spectacol și m-am relaxat abia lunile astea de după spectacol. Am trecut, mi-am dat seama că am trecut printr-o perioadă de nesiguranță și cu siguranță pentru mine a fost o trecere extraordinar de mare între ceea ce făceam înainte și ceea ce cred că o să fac acum în viitor. Și atunci spectacolul a venit fix în... La timp. În perioada în care eu trebuia să mă hotărăsc și eu cu viața mea profesională ce fac. Și a fost interesant și cu Centrul Național al Dansului, cu care înainte nu mai lucrasem atât de mult. A fost foarte interesantă deschiderea lor către noi și felul în care ne-au primit acolo atât de călduros. Am avut tot ce am vrut noi la dispoziție, fără limitări. Și asta ziceam, că m-am simțit, și de-aia a fost bună perioada asta și mi-a trecut nesiguranța, pentru că m-am simțit pentru 2-3 luni ca acasă. Când are artistul siguranța că în fiecare zi va avea o repetiție de 4-5 ore, că va avea un cadru organizat în care poate să lanseze ceva, că va avea un om avizat pe care să-l sune și să-l întrebe și să-i spună: sunt în impas, vino să mă ajuți. Că va avea un tehnic, nu își va lega singur pe schele. Și foarte important pentru noi ca artiști tineri, noi nu avem genul ăsta de deschidere. Și pentru mine și pentru mulți, faptul că o instituție îți oferă oportunitatea de a tu te simți în siguranță, să nu-ți pui tu probleme de genul ăsta care îți omoară procesul de creație, atunci e ok. Și de aia pentru mine a fost așa de bine și pentru ei, pentru că Centrul Dansului ne-a permis nouă să creștem. Ne-a permis să nu ne mai punem probleme de ordin de organizatoric. Wow, ce o să se întâmple? Haide să găsim spațiu de repetiții, haide. Și așa, și atunci noi ne-am focusat timp de 2 luni fix pe ceea ce am avut de făcut. Asta am avut de făcut, de scos un spectacol. Și vorbeam cu Vava și... Pentru că și Vava e artist și știe foarte bine. Cred că știe foarte bine ce se întâmplă cu noi. Știu că și a trecut prin asta. Știu că am înființat MAD-ul când noi eram mici. Și mă bucur acum că nu mai sunt probleme. Și ar trebui să vină oamenii în spate, pentru că tot existau zvonurile astea. Nu vine lumea la spectacol de dans contemporan. Ce? 5 spectatori în sală. Și ar trebui cei care spun prin presă lucruri de genul ăsta sau se discută și așa, să vină să vadă, pentru că eu am fost la toate spectacolele de la Centrul Național al Dansului, indiferent că erau spectacole bazate pe un concept, că erau mai experimentale, că erau performance-uri, că erau discuții, orice formă de manifestare a dansului contemporan, chiar și foarte experimentală, s-a bucurat de un public peste capacitatea sălii. La fel, adică, se întâmplă și aici. Da, adică biletele pentru sâmbătă, duminică, trebuia să ai grijă să ți le iei de luni sau marți, pentru că miercuri nu mai existau. Și de asta spun că oamenii chiar sunt deschiși pentru, chiar și pentru experiment. De ce nu? Publicul e din ce în ce mai tânăr și mai avid de cunoaștere. Putem să experimentăm, nu cred că ne oprește publicul să facem asta.